Lupta politică la nivel de mehedinți pare că s-a catalizat după perioada campaniei electorale și după votul din 10 iunie. Mai nou, unul dintre obiective ale PNL, dacă nu chiar cel principal, este acela de a destructura PDL. Probabil că grijile județului ce apasă pe umerii copreședintelui USL Liviu Mazilu vor fi și ele atent urmărite, îndeplinite, precum activitatea de odinioară din Hidroserv, cunoscut în presa locală drept un cimitir al elefanților politici. Este acela de a destructura PDL. Ca să ne înțelegem. Prin urmare, vom putea discuta cu orice persoană neinstituțional, cu orice persoană în parte, care este, dorește să părăsească Partidul Democrat Liberal. Scurt, și mai tranșant decât așa. Deci interesul PNL, în primul rând, este destructurarea PDL.